Pe 26 mai, în România, au avut loc alegerile europarlamentare. Prezența la urne a fost cu mult peste așteptările și prognozele specialiștilor. La nivel național au ieșit la vot peste 8,9 milioane de români, adică 48,94% din cetățenii cu drept de vot, pentru desemnarea viitorilor europarlamentari și 41,21% la referendumul pe justiție. La Pașcani au votat 14.702 cetățeni din cei 37.548 cu drept de vot, aflați în evidențe, adică 39,16%, în timp ce la alegerile europarlamentare din anul 2014 au votat doar 8.815 pășcăneni. După numărarea voturilor a reieșit că la Pașcani, alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 au fost câștigate de PSD, la diferență de doar 188 de voturi cu un procent de 26,44%. Pe locul secund se află PNL cu un procent de 25,39%, în timp ce marea surpriză este oferită de USR, clasat pe locul al treilea cu 15,68% din voturi. În județul Iași, alegerile europarlamentare au fost câștigate de USR cu 26,80%, iar la nivel național de PNL cu 26,8%. PSD a obținut la Pașcani 26,44%, la nivel județean 20,52%, iar la nivel național 23,39%. PNL a obținut la Pașcani 25,39%, în județul Iași 25,58%, iar la nivel național 26,81%. USR a obținut în municipiu 15,68%, mult mai puțin decât în județul Iași, 26,80, iar la nivel național 21,37%. Pro-România a obținut un rezultat uriaș la Pașcani, 11,56%, aproape dublu față de cel județean, 6,55%, și național, 6,62%. PMP a obținut 6,26%, mai mult decât la nivel județean, 6,09%, și cât a reușit să obțină partidul la nivel național, 5,66%, iar ALDE a obținut la Pașcani doar 3,93%, peste rezultatul la nivel județean 3,39 și sub cel național 4,24. PSD-ul este în cădere liberă și la Pașcani, la fel ca la nivel național. Chiar dacă a câștigat la limită alegerile europarlamentare, la diferență de 148 de voturi față de PNL, formațiunea clasată pe locul al doilea, Organizația Locală Social-Democrată, a pierdut câteva mii de voturi în ultimii ani de zile. Mai exact, dacă la alegerile locale din 2016 PSD Pașcani obținea 6.368 de voturi, iar la cele parlamentare din același an 6.924, la europarlamentarele din acest an a obținut doar 3.745 de voturi. În primul rând trebuie să mulțumesc cetățenilor municipiului Pașcani care au ieșit la vot și în mod special să mulțumesc cetățenilor care ne-au votat pe noi. Sigur, chiar dacă ne plasăm pe primul loc privind alegerile municipiului Pașcani, lucrul acesta nu ne mulțumește. Va trebui să facem o analiză în cadrul partidului și să analizăm cauzele și să venim cu o serie de soluții în fața cetățenilor, electoratului, astfel încât electoratul nostru pe care l-am pierdut, că am pierdut o parte din electorat, să încercăm să-l aducem înapoi și, bineînțeles, să atragem și din alte medii. Dacă discutăm în cifre absolute, față de 2014, în 2018, noi am menținut numărul de votanți, deci de cetățeni care ne-au votat PSD, deci în 2014 au fost 3.750 de cetățeni care ne-au votat, iar în 2019 3.750 de cetățeni. Deci suntem undeva ca număr de electori la același nivel.
Dar faptul că au ieșit foarte mulți la vot în anul acesta, au ieșit aproape dublu față de 2014, sigur, și procentul nostru a fost mult diminuat față de 2014. Față de județ, noi avem un avans de 6%, iar față de media națională a partidului, avem suntem cu 5% în plus față de PSD național. Sigur, nu ne mulțumește acest rezultat. Repet, vom analiza în partid cauzele și vom lua o serie de măsuri astfel încât să încercăm să îndreptăm situația. Rezultate negative a obținut și organizația ALDE Pașcani. Dacă la alegerile generale din 2016 a avut 682 de voturi, la cele europarlamentare din acest an a înregistrat doar 557. Organizația PNL Pașcani, chiar dacă se află pe locul 2 la alegerile europarlamentare, a câștigat față de 2016 peste 1200 de voturi. La alegerile locale a obținut 5332, la cele generale 2350, iar la europarlamentarele din acest an 3597. Și PMP a reușit să obțină la europarlamentare mai multe voturi decât în 2016, 727 la alegerile locale și 649 la alegerile generale și 887 la alegerile europarlamentare din 2019. Rezultate negative a obținut și organizația ALDE Pașcani. Dacă la alegerile generale din 2016 a avut 682 de voturi, la cele europarlamentare din acest an a înregistrat doar 557. Organizația PNL Pașcani, chiar dacă se află pe locul 2 la alegerile europarlamentare, a câștigat față de 2016 peste 1200 de voturi. La alegerile locale a obținut 5332, la cele generale 2350, iar la europarlamentarele din acest an 3597. Și PMP a reușit să obțină la europarlamentare mai multe voturi decât în 2016, 727 la alegerile locale și 649 la alegerile generale și 887 la alegerile europarlamentare din 2019. Mulțumesc tuturor celor care au votat, cei care s-au prezentat la vot, le mulțumesc celor care au votat pro-România, acest vot ne obligă și sper să nu-i dezamăgesc în continuare prin activitate pe care o voi desfășura. Un biciclist în vârstă de 66 de ani din Roman și-a pierdut viața sâmbătă 25 mai pe drumul județean din Mircești, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer din București. Accidentul s-a produs noaptea pe timp de ploaie. Din primele informații, se pare că biciclistul nu ar fi fost observat de șoferul autoturismului, care nu a păstrat distanța regulamentară, intrând în coliziune cu acesta. Biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile, apoi a decedat. La data de 25 mai, în jurul orelor 21:30, am fost sesizați cu privire la faptul că în perioada localității Mircești a avut loc un accident rutier sub afectul omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat de 52 de ani din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 208 din Mircești către Pașcani, în afara localității, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de o bicicletă condusă în fața sa în aceeași direcție de mers de către un bărbat de 66 de ani din județul Neamț, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile, ulterior fiind declarat decesul acesteia. Șoferul a fost testat cu aparatele pilotesc, stabilindu-se faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauza a fost întocmit de soar penant, dar sper să se infracțiunii de ucidere din culpă și se continuă cercetările. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă. Sfârșit de săptămână încărcat pentru pompieri. Aceștia au fost solicitați pentru stingerea a două incendii produse la autoturisme în decurs de doar câteva ore. Sâmbătă 25 mai, în jurul orei 12, pompierii pășcăneni au intervenit pe strada Abator din Pașcani pentru stingerea unui incendiu produs la o mașină. În data de 25 mai 2019, ora 11:56, echipa de pompieri pașcani a intervenit în municipiul Pașcani, strada Abator, județul Iași, pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism.
au ars bordul elemente din plasă și tapiseria acesteia. Cauza probabilă de producerea incendiului, conductor cablului defect în izolatul răspunzător sau cu izolată durată în urma unei acțiuni mecanice ori fizice. Tot sâmbătă, în jurul orei 22, secția de pompieri de la Hârlău a intervenit în comuna de Leni, județul Iași, pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Acesta a fost distrus în proporție de 95% împreună cu documentele proprietarului. Tot în data de 25 mai anul curent, în jurul orei 22.04, secția de pompieri Pașcani, mai așa punctul de lucru Hârlău, a intervenit în comuna de Leni, județul Iași, pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. A ars sau autorizat în proporție 95%. Cauza probabilă a incendiului, conductorul cablului defect, nu izolat cu scurător sau cu izolat scurător, rămâne în acțiune mecanice ori fizice. Ședință ordinară de Consiliu Local la sfârșitul lunii în municipiul Pașcani, vineri 31 mai de la ora 10. Legislativul se întrunește pentru a dezbate și vota ordinea de zi ce cuprinde 20 de puncte. Întâlnirea va începe cu un raport al administratorilor REAGCL privind situația economico-financiară pentru anul 2018. Apoi vor urma câteva proiecte de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al regiei de termoficare pentru anul în curs, al societății de salubritate, precum și programul de investiții al acesteia. Consilierii locali sunt convocați pe data de 31 a acestei luni în ședință ordinară de Consiliu Local cu 20 de proiecte pe ordinea de zi. Ședința va începe cu un raport al administratorilor celor de la REAGCL Pașcani privind situația economico-financiară pentru anul 2018. Mai apoi urmează o serie de proiecte legate de buget, vorbesc de aprobarea contului anual de execuție, de modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local 78 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de obiective și investiții pe anul 2019. 4 este aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al REAGCL Pașcani pentru anul 2019. Următorul proiect este cel legat de bugetul de venituri și cheltuieli pentru ecosalubritate. Celelalte proiecte de pe ordinea de zi, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la spital, o rectificare la bugetul integral, modificarea și completarea actului constitutiv al SCCLP Ecosalubritate SA, cu numărul 9 pe ordinea de zi, modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Se va mai discuta și despre modificarea tarifului pentru serviciile publice de salubrizare, colectare, transport și depozitarea deșeurilor menajere, atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice, eșalonarea la plată a obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și altele. La 10, aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat între acest nou serviciu, vorbesc de 10 servicii publice SA și domnul Popa Ștefan ca administrator provizoriu. Aprobarea tarifului pentru serviciile publice de salubrizare, colectare și transport sunt și ele pe ordinea de zi până la preluarea activității de către noul operator desemnat de către cei de la ADIS Iași. 12. Aprobarea eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele destinație de locuință. 13. Scutiri de la plata majoră de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute legea 227 codul fiscal către persoanele fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza teritorială a municipiului Pașcani. 14. Aprobarea organigramei și statului de funcții de la Creșă, organigrama și statul de funcții la REAGCL la 15. 16. Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție centrală termică și reabilitare instalație termică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și trecerea de la sistem centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare, apă caldă cu centrală termică, imobil, strada Ștefan cel Mare, numărul 21. Ultimele proiecte prevăd aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului, aprobarea regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului și alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2019. 18. Aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșament. 19. Este un proiect ce vine din partea mai multor consilieri liberali. Se referă la aprobarea regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului Pașcani, iar ședința se va încheia cu proiectul ce va
desemna președintele de ședință pentru perioada iunie-august 2019. Sport, multă voie bună și soare cât cuprinde la cea de-a 8-a ediție a evenimentului Mișcarea înseamnă viață, ce s-a desfășurat duminică 26 mai pe stadionul municipal Pașcani. A fost o participare numeroasă, iar cei care au răspuns invitației au fost în special copiii și tinerii. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit în număr atât de mare la cea de-a 8-a ediție a evenimentului Mișcarea înseamnă viață. Mă numesc Mădălina Enică, iar alături de prietenul meu de astăzi, Adi, vom fi casele dumneavoastră în această minunată după-amiază de mare. O, ce drăguță ești! Bună ziua, vă spun și eu, înainte de toate, este de menționat faptul că acest eveniment sportiv, dedicat atât celor mici, cât și adulților, este organizat de către Liceul Teoretic Miron Costin, în parteneriat cu toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului și echipa Rebrand Yourself. Să nu uităm și de Asociația Sportivă Miron Costin Pașcani. Determinarea, devotamentul, munca în echipă și pasiunea pentru sport și-au spus cuvântul drept pentru care ne aflăm la cea de-a 8-a ediție a evenimentului sportiv Mișcarea înseamnă viață, iar pe această cale dorim să-l felicităm pe domnul profesor Andrei Doroptei pentru inițiativă și pentru devotamentul, efortul și strădania dumnealui. Distracția a început cu încălzirea făcută de profesorul Andrei Doroftei. Chiar și cei mai mici dintre cei prezenți pe stadion au fost plini de energie și s-au simțit extraordinar. În pieptul, sugem abdomenul și rotim capul, lent, ochii deschiși și respirăm. Ne reglăm respirația de la început, schimbă sensul. Ajunge! 1. Ridicăm brațele la nivelul umerilor, 2. Ne ridicăm pe vârful, batem palmele, 3. Coborâm, 4. Batem pe coapse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine! Au urmat apoi atelierele sportive de karate, zumba și antrenamente funcționale. Seci, felicitări celor de spate, haci! Că, ci, decalați-vă un pic, mai distanță mai mult. Șeși, că, răcă, seci, haci, că, ci, Organizatorii s-au declarat mulțumiți de ediția din acest an, care a fost atât cu voie bună și mișcare, cât și cu vreme frumoasă. Datorită sponsorilor noștri, Pacmaia și cu ajutorul sprijinului primăriei Pașcani, a reușit să punem pe picioare noua ediție Mișcarea înseamnă viață. Anul acesta am adus foarte multe premii, premiile cel mai mare fiind biciclete oferite de Pacmaia. Până acum am organizat ateliere sportive, momente de zumba, karate și antrenament funcțional. Într-un final vom mâna marele premiu unui câștigător care va fi, sperăm, mulțumit. Menționăm că evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic Miron Costin în parteneriat cu Primăria Municipiului Pașcani, toate unitățile de învățământ din oraș, organizații non-profit și multe alte instituții. Luni 27 mai, la Școala Specială din Pașcani s-a desfășurat cea de-a 5-a ediție a concursului Fair Play Fotbal. Competiția a fost adresată elevilor din clasele 5-8, fete și băieți, atât din învățământul de masă, cât și din învățământul special. Bine ați venit la cea de-a 5-a ediție a competiției de fotbal Fair Play Fotbal. Timpul ține astăzi cu noi, o vreme minunată, bate puțin vântul, soarele strălucește și copiii joacă. Pentru a 4-a ediție sunt alături de domnul profesor Ionuț Mocăniță, care an de an vine să ne ia trofeul, nu? Sperăm! Da, cu niște copii minunați care au demonstrat an de an calitățile lor de sportivi adevărați, sportivi care respectă fair play-ul.
Competiția are două secțiuni, de fete și băieți, de asta avem trofee făcute atât pentru fete cât și pentru băieți și trofeele, ca la toate competițiile pe care le derulăm, sunt făcute în atelierul de art-terapie al școlii noastre. Prin această competiție, copiii au avut prilejul de a-i cunoaște mai bine pe elevii din învățământul special. Este un prilej pentru copii de a cunoaște o altă formă de învățământ, o altă instituție școlară de pe teritoriul municipiului Pașcani și vă mulțumesc pentru invitație și sper să vă onorez până la cea de-a 50-a ediție. Participanții au fost recompensați cu diplome, iar Cupa Fair Play Fotbal a fost câștigată de Școala Iordache Cantacuzino, profesor coordonator Ionuț Mocănița. Legislativul local din orașul Târgu Frumos se întrunește la începutul acestei săptămâni în ședință ordinară. Pe 28 mai, de la ora 15, aleșii vor supune dezbaterii ordinea de zi pe care sunt trecute 16 puncte. Printre acestea se află și aprobarea dării în administrarea Liceului Tehnologic Petru Rareș a unui grup de garaje situat pe strada Cuza Vodă și aprobarea regulamentului cadru referitor la stabilirea criteriilor și a punctajului pentru repartizarea locuințelor convenabile sociale și a celor de necesitate aparținând domeniului public sau privat al orașului. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local vom avea un punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru referitor la stabilirea criteriilor și a punctajului pentru repartizarea unor locuințe sociale în orașul Târgu Frumos. Se va discuta și despre programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitățile non-profit de interes general aferent anului 2019, precum și despre sumele necesare organizării Zilei Copilului de 1 iunie. Pe ordinea de zi se află și proiecte de hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgență, burse sociale, de merit sau studiu elevilor, aprobarea unor măsuri privind staționarea mașinilor în oraș și altele. Un proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, unde avem în vedere activitățile non-profit pe domeniul sport și domeniul asistență socială. Un proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea evenimentului de 1 iunie, Ziua Copilului, în orașul Târgu Frumos. Propunerea ar fi pentru un spectacol la Casa de Cultură a orașului și surprize pentru cei mici. Un proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, a burselor de merit și a burselor de studii pentru elevii din învățământul preuniversitar din orașul Târgu Frumos pentru perioada ianuarie-iunie 2019. Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea finanțării de la bugetul local a unor evenimente organizate de Școala Generală Garabeti Brăileanu. Menționăm că cele mai multe proiecte sunt inițiate de primarul orașului Ionel Vatamanu și viceprimarul Ion Alexa Angheluș, iar unul dintre ele de consilierul local Ioan Aldea. Vremea va fi în general instabilă în vestul, nordul și centrul țării, precum și la deal și la munte, unde vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate și căderi de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări locale, mai ales la munte, cu precădere pe parcursul zilei, iar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. În județul Iași, săptămâna începe cu temperaturi ridicate. Vremea va fi predominant frumoasă, cerul variabil, iar probabilitatea pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice va fi destul de redusă. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 28 de grade, iar cele minime vor atinge în jur de 14 grade Celsius. We'll be right back.